Reflectare. Construim case gigantice, cu jacuzzi și piscină, în care ajungem doar seara târziu, pentru a dormi într-un singur dormitor, pe o jumătate de pat. Apoi ne cumpărăm zeci de haine și de perechi de pantofi, dar purtăm doar câteva dintre ele. Pentru restul construim dressing-uri sau cumpărăm, nu-i așa, șifoniere. Petrecem ore în șir la cumpărături. Umplem coșurile cu munți de mâncare pe care încercăm să îndesăm în frigidere din ce în ce mai neîncăpătoare parcă. Apoi mai adăugăm câteva rafturi la cămară pentru ca, în final, să aruncăm foarte multă mâncare. Ne cumpărăm mașini scumpe, puternice, luxoase, pentru a sta cu minței în traficul din ce în ce mai infernal, înșiruiți bară la bară, pe bulevardele supra-aglomerate, precum un câr de rățuște. Pentru toate astea muncim din zori și până în noapte, ne neglijăm partenerul de viață, copiii, părinții, prietenii. Orgoliul nostru de a fi cei mai cei și dorința de a avea de toate înseamnă, de fapt, facturi de plătit, rate la bănci și datorii de achitat. Așadar, să ne reamintim, să ne echilibrăm pe toate planurile.